Mea, Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți pasionați de acest subiect, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a fi la curent de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este și va rămâne total gratuită. Iar voi, abonaților mei, ce vă reîntoarceți mereu, mereu, mereu aici pe canal, țin să vă mulțumesc din suflet. M-am hotărât să continui seria cu și despre parfumuri cu is de sărbători. De sărbătoare, de sărbători. Însă, de data asta, vom. De fapt, vă voi prezenta selecția mea de 10 parfumuri de designer. Voi ați cerut, <laughs> eu m-am conformat, în special Mihaela. Te pup și te îmbrățișez cu cel mai mare drag. Uh, vă spun din start. Eu sunt o tipă ușor mai old school, dacă mă pot exprima așa, pe partea cu parfumeria de designer. O să vedeți și voi în mica mea selecție de astăzi. Nu prea sunt fană, nu prea sunt entuziasmată de noile lansări, nu prea m-au dat pe spate, da? Așadar, în mare parte, în selecția de astăzi veți regăsi ceva arome clasice. Da? Ceva arome, nu știu, în opinia mea arome atemporale, însă din păcate unele din ele discontinuate. Unele discontinuate mai de mult timp, unele recent discontinuate. Dar, răgușită ca de obicei, că de ce nu, voi începe cu nu știu, este cel mai crăciunistic <laughs> parfum din categoria designer din tot ceea ce am eu și Lolita Land, da. Dacă nu v-ați gândit, Lolita Land, cred că îl știți și l-aveți multe dintre voi deja. Sunt absolut fascinată de această bijuterie de căpăcer, Da? Deci pur și simplu pe mine mă, nu știu, Ador. Ador capacul de la Lolita Land, dar lăsând capacul deoparte și aroma în sine este crăciun într o sticluță. Da, asta este Lolita Land. Este acel gurmandicios crăciunistic stropit din plin cu cocktail Bellini. Este precum o plăcințică, o tartă cu piersici, portocale și vanilie. Bineînțeles, aici mai avem și un lemn dulce. la ador în această combinație, chiar la ador. Mosc și pe ansamblu este acel gurmand de bază. Da? Pur și simplu, nu știu exact cum v-am spus, Crăciunul într-o sticluță din categoria designer este Lolita Lent. Personal, eu nu resimt notele florale în acest parfum. La fiecare veți avea notele pe undeva, pe aici. Știu că are și ceva flori, însă nu detectez. Nasul meu nu detectează acele floricele. Doar partea fructată. Fructat, gurmandă și acea atingere de belini și cu siguranță, exact cum v-am și spus, Crăciunul într-o sticluță, da, e genul de parfum ce l-aș purta uh, la masa de Crăciun în familie um, Chiar și, nu știu cum sunt acum, da? Târgurile de Crăciun, da, cu siguranță aș purta acest parfum, l-aș purta inclusiv la munte, nu știu, este pur și simplu spiritul Crăciunului, da? E cel mai Crăciunistic parfum din categoria de designer. Da, îl, îl, îl mega iubesc. Următorul, am aflat cu durere în suflet că este discontinuat. Da. Eu am sticluța de 50 de mililitri și deja am consumat din ea, da, Angel Muse E de Parfum, EDP. Nu știu. Asta e ceea ce mă deranjează pe mine la treaba cu parfumurile de designer. Adică tot ce iubesc eu, bine, și voi, da, se întrerupe din producție. Deci nu înțeleg de ce a fost nevoie să se întrerupă producția acestui parfum. Pentru că aici avem un ceai la te cu ciocolată. Da, eu asta resimt. În primă fază, ceai la te cu ciocolată, ceva fiind condimentat și alune de pădure. Din nou, pe măsură ce evoluează, eu resimt aici acel iz de Nutella. Da? Pe pielea mea se resimte un puternic iz de Nutella. Acum nu știu. Știu că înainte să fie discontinuat a fost și ușor reformulat. Eu am beciul foarte vechi, nu cel nou sub umbrela L'Oreal. Și pur și simplu așa îmi dă la nas acel iz de Nutella. E drept, din acel list de Nutella, ușor se transformă într-o pudră de cacao caldă, înconjurată de un paciuli extrem de opulent. Însă, paciulii în această combinație nu mă deranjează și cred că, din moment ce eu am cam consumat din el, sper, sper să găsesc această variantă veche și să-mi fac un backup la el, pentru că. Aia e. următorul, de fapt, următoarele două vor veni de la aceeași casă, însă uh, acest parfum nu știu dacă, oricum, tot ceea ce voi găsi, da, o să vă las link în bara de descrieri. La câteva nu știu dacă voi găsi pe, pe vreun site, dar divaghez mult. Vorbim aici despre clasic. Eau de parfum de la Jean Paul Gaultier. Da, și eu am această sticluță cu dantelă. Am această sticluță din... Doamne Dumnezeule! Am această sticluță din 2013, 2000, undeva între 2013-2015, deci în momentul de față clar nu mi-aduc aminte. Însă este o comoară în uh, mica mea selecție de designer. De ce spun asta? Este o aromă pe care eu nu am întâlnit-o nicăieri. Da? Dacă cineva face un parfum inspirat sau o clonă din acest parfum, cu siguranță cred că voi cumpăra 10 sticle din start. Este un trandafir pudrat aici și știți că eu nu iubesc nota de trandafir. O vanilie ambrată, un fin izbuzi buzi și din toată selecția mea de designer, acest clasic de la Jean Paul Gaultier este cel mai senzual, uh, cel mai sexy, nu știu, senzualitatea într-o sticluță, ca să nu spun alt cuvânt. Este pur și simplu o armă de seducție. Este o aromă nu știu cum să zic, într-o lume de bacara, miroși tu clasic, știți? Ceva de genul, cam așa. Este un parfum mega feminin, pudrat, moscat, iar atingerea aceea de rom scump, nu știu, am impresia că îi dă fix acel ceva, de a fi special, de a fi aparte, foarte, foarte frumos este. Și din nou, în opinia mea, în acest parfum presimt una din cele mai frumoase vanilii din categoria designer. Vanilia din acest parfum, alături de vanilia din Intense. Soufflé Intense. Am revenit că de ce nu a trebuit să sune telefonul. Vă spuneam că, de fapt, cred că acolo am rămas. Dacă nu, mă repet și asta este. În acest parfum, eu resimt cea mai frumoasă vanilie din categoria de designer. E genul acela de vanilie florală, cremoasă, untoasă, aș putea spune. Superbă, superbă. Vanilia de aici. Alături de vanilia din shalimar sufle intens de la Guerlain sunt da top pentru mine le ador și vă spuneam că în același, de la aceeași casă mai vorbim despre un parfum cel văd eu cu iz de sărbători da label din nou de la Jean Paul Gaultier la ambele eu uh, am sticluțele mari de aici 100 de mililitri și aici tot cam 100, nu? Abar n-am unde scrie. Da. La ambele sunt sticluțe mari. Din acesta pur și simplu sunt pe sistemul de... L-am trecut la categoria moaște sfinte, da? Mai răruț, adică nu e acel... Oricum, ADN-ul său de sine stătător... Nu este acea aromă, nu știu, să o porți în casă sau să o porți de zi cu zi. Cere o ocazie specială, exact cum este Crăciunul, Revelionul, da? E parfumul de duminică, cum se mai spune. La Bel, din nou, este un parfum ce iubesc. Îl iubesc din tot sufletul. A fost genul acela. Dragoste la primul nas, da? Și am înțeles că și aici sunt ceva reformulări Dacă vorbesc prostii, corectați-mă, vă rog, în secțiunea de comentarii Și nu știu, și aici mă bate gândul să mai iau o sticluță Că de ce nu să fiu eu asigurată Din nou, din nou un gurmand dulce, siropos da? Eu îl percep gurmand, dar gurmandul acela cu un twist Cum vă mai spuneam eu nu este gurmandul acela patiserie slash cofetărie. Nu, este un gurmand aparte cu un fin iz sexy. Nu știu, când miros această aromă, mă duce cu gândul la o femeie foarte, foarte sexy, îmbrăcată cu cea mai fină și scumpă lenjerie, pe deasupra având o geacă de piele, și pur și simplu o văd așa cum servește o dulceață de pere. Da? Asta este toată imaginea. De la bun început, asta a fost imaginea ce mi-a zugrăvit-o acest parfum, și cu imaginea aceasta am rămas. Și, din nou, atât în label cât și în clasic, eu resimt acea vanilie despre care v-am vorbit. Ambele. Nu știu, ori este treaba aceea cu o, atingerea casei, da, semnătura sau amprenta casei, ori n-am Însă vaniliile din aceste două arome strigă luna decembrie, da? Pur și simplu le ador. Acum, trebuie să mă scuzați un pic. Bun. Am așa niște zile mai agitate, că de, este decembrie, și fale și palea, fale și palea, fale și palea, și tot încerc să mă adun, da? Telefonul sper că nu va mai suna sub nicio formă. Următorul este un parfum care l-am văzut la multe dintre voi, purtat inclusiv vara, primăvara, nu știu, pentru mine, una, acest parfum înseamnă luna decembrie, în special. Și vorbim aici despre Girl of Now de la Elisab. Da, jumate s-a și din el. Și la el cât avem? 50 de mililitri, dacă nu mă înșel eu. Da. Mie îmi place strict, adică nu pot purta acesta de nevara. Oricât sunt eu în zona parfumurilor tari, care Vai, ce place, care au ceva de spus, nu, nu pot purta acest parfum nici primăvara, nici vara. Dar când se întâmplă să-l resimt pe cineva în aceste două anotimpuri, îmi place. Ei bine, pe pielea mea nu este aceeași problemă. Pur și simplu nu dă bine, cum se spune, da? Dă bine decât în luna decembrie, ianuarie, da? Când este frig. Avem aici migdale lactonice. Eu nu resimt acele migdale amare, ci ca și cum aș avea niște migdale presărate, pisate și presărate peste un pahar mare cu lapte. Așa resimt eu, așa resimte nasul meu. Fistic și marzipan. Din nou, un parfum ce mă duce cu gândul la Deserturile servite de Crăciun, de ce nu de Revelion, și, în general, cam în toată luna decembrie. Pentru că nu știu cum sunteți voi, însă eu în luna decembrie dau frâu liber. Da? Mănânc fără restricții. Este. Da, este un parfum desert de sărbătoare, dacă, aș fi, dacă ar fi să îl denumesc altfel. Migdale, nuci și fistic glazurat cu zahăr brun are ceva ce mă duce cu gândul la. ca și cum faci glazură din zahăr brun, da? Ca și cum pur și simplu topești zahăr brun, nu știu. Ori dulceața e mult prea intensă, din nou, habar n-am ce note are listate, însă pe mine mă duce cu gândul la zahăr brun, la glazură din zahăr brun. și ceva fructe suculente și zemoase. Cam asta e tot ce resimt eu din acest parfum și da, pentru mine, exact cum v-am mai spus, l-aș purta cu drag oricând. De sărbători, de Crăciun, de Revelion, da? Pur și simplu. Nu știu dacă l-aș cumpăra din nou. Că mă uitam, da? De jumătate s-a dus, dar nu știu dacă l-aș cumpăra. Au fost câteva care mi-au atras atenția, dar discutăm într-un alt clip video. Următorul vine de la Dolce Gabbana și în momentul de față, dacă nu mă înșel eu, este singurul parfum ce mi-a rămas, da, din toate cele ce le-am băut de la această casă. Și vorbim aici despre The Only One de la Dolce Gabbana. Și el a fost destul de abuzat. Aici avem, am dat două pufuri, de ce nu știu. Da, da, aici avem acel um, cafe frape de caramel. Ca, caramel frape, caramel frape crăciunistic, cel mai bine, da? ca să fiu un ton cu tema. Însă, nu este acel caramel frape și atât. Nu. Este caramelul acela dus ușor la next level, în sensul că acelui caramel frape îi adăugăm o extra glazură de caramel. Ok. Are o atingere florală, are ceva pudrat ceva pudrat, dar totodată aproape zaharos, zaharat. E, e dulce, da? Foarte, foarte dulce. Cafeaua de aici nu este una puternică, fiind îmbrățișată de vanilie și violetă. Însă vanilia de aici, personal, nu prea mă dă pe spate cum este vanilia din cele două de la Jean Paul Gaultier. Din nou, după ce voi termina această sticlă, nu cred că îl voi recumpăra pe acesta, chiar nu cred Cu toate că la un moment dat mă bătea gândul Hai că din nou divaghez, în loc să rămân pe temă, mă duc așa da, la ce am mai uh, testat Mă bătea gândul la un moment dat să iau și eu Devotion Însă l-am testat, l-am retestat mai aveau puțin doamnele din parfumerie să oricum e frenezie în parfumerie, dar nu mai contează cu personalul de acolo, da? Dar nu știu, sunt așa în dubii și aș ține în continuare le de la Calotinis pentru că Devotion are ceva ce mă duce în lemontart de la Calotinis. Dar să ne adunăm, să ne regrupăm și să continuăm seria noastră de parfumuri. Uh, parfumul despre care voi vorbi acum este unul marketat masculin, ca fiind parfum pentru bărbați. Pentru nasul meu și pentru gusturile mele, este un parfum total unisex. Vorbim aici despre Insurrection 2. El vine în această sticluță, un parfum deci îl aveam pe lista de achiziționat, de achiziționări, pe wishlist, da? Fără exagerare, dacă nu mă înșel de 3 ani de zile. Dar întotdeauna, întotdeauna, stai că-l iau pe la mai înainte, uite, am prins o ofertă bună, iau parfumul ăla, hai că-l iau pe la, hai că-l iau pe -la și într-un final a ajuns la mine. Blind, bineînțeles, nu l-am testat, dar Aici avem acel duo miere tutun combinat cu cireșe trase în ciocolată. Este frenezie, este nebunie acest parfum. Este un parfum incredibil de apropiat de, vă las aici de la Mugler Pure Havan, dacă zic eu bine, dar vă las aici. Este cel mai delicios tutun din toate cele ce le-am testat. Da? Um, total unisex, din nou, în opinia mea, nu trebuie să fiți genul acela de doamnă, cum am, am eu o glumă cu cineva, um, i-am spus că îmi place foarte mult retobaco și era pe sistemul A, da, retobaco, cine poartă retobaco de la Masera ca femeie, e genul acela de femeie cu păr pe piet. Ei bine, Insurrection 2 nu merge în zona aceea de red tobacco, chiar dacă eu vă spun tutun. Nu. Tutunul de aici este foarte fin, e ceva de calitate și se îmbină, se împletește cu acele cireșe trase în ciocolată, cu Mierea, mierea din nou, nu vă, nu vă duceți cu gândul la o miere animalică, nu vă duceți la, uh, cu gândul la o miere puternică, nu, este fix atât cât trebuie Are și ceva nuanțe de paciuli, are și ambră, dar este pur și simplu un deliciu și un parfum din nou plin de sex appeal E genul de parfum ce l-aș purta la un Crăciun într-un club, la un Crăciun între prieteni, la fel, la un Revelion în club, la un Revelion între prieteni, da? Genul acela de parfum și, din nou, un domn îl poate, chiar dacă eu spun cireșe trase în ciocolată, credeți-mă că e genul de aromă ce se mulează perfect și pe o doamnă și pe un domn. Este incredibil, incredibil. Și da, în condițiile în care el a intrat recent în viața mea, de trei luni, cam așa. Dar cu siguranță îl voi reachiziționa. Acesta da, cu siguranță. Uh, trecem la un parfum care... Multe dintre voi o să spuneți ce legătură are acest parfum cu luna decembrie, cu sărbătorile, cu Crăciunul, cu Revelionul și așa mai departe. Parfumul acesta, din nou îmi cer scuze, are o foarte mare însemnătate pentru mine. Și voi încerca să-l descriu ținându-mi în emoțiile, pentru că parfumul acesta a fost parfumul semnătură al celei mai bune prietene ale mele, care în momentul de față e undeva acolo sus, mă vede de acolo de sus și știu că este foarte mândră de mine. Iar ea când a plecat, era în luna decembrie și până la urma urmei, nu știu, asta este viața, vorba aceea cu bune și cu rele și mie îmi place să... O simt mai aproape decât o simt eu în restul zilelor, în luna decembrie, și mă bucur de acest parfum și anume Versace Cristal Noir, varianta E de toalet, EDT. Da. Am zis că încerc să spun povestea acestui parfum fără emoții, dar nu am cum. Am aici varianta de 30 de mililitri. Cu siguranță va veni și, și sticla mare după ce voi termina. Oricum, mai am cam o picătură, nu știu cât se vede aici. Nu, nu se vede. Parfumul este o aromă proaspăt picantă. Se deschide proaspăt picant. Are un cardamom frumos, cred că de aici și obsesia mea cu cardamomul. Pentru că v-am mai zis în alte clipuri video, de obicei eu am uh, un mic defect, ca să mă exprim așa, în sensul că Leg parfumuri de oameni, de momente din viața mea sau de întâmplări din viața mea. Și de multe ori se mai întâmplă să fie și evenimente neplăcute, dar eu rămân fixată pe acele note. Aici este un cardamom superb. Puțin dulce, puțin îndulcit parfumul de la fructe de, fructe de pădure, coacăze. Da, cu Coacăze negre, ușor lemnos, ceva flori albe, resimt și acel cocos, însă, din nou, tare sunt curioasă de părerea voastră, să văd dacă sunt eu defectă până la capăt. Versace Cristal Noir, varianta EDT, da, apă de toaletă, are ceva... Ce mă duce în Gri de la BDK? Are ori cardamomul de aici, ori nu știu. Am impresia, mai ales după ce am reușit să pun și eu nasul pe Griș de la BDK, am impresia că uh, grișarnel Arnel de la BDK, acum din nou cu scuzele de rigoare, dacă voi iubiți acel parfum nu mi-o luați în nume de rău. Oricum, de fapt, nu e cam nimic negativ din ceea ce voi spune eu acum. Am impresia că gri de la BDK este de fapt varianta de nișă, ca să mă exprim așa, pentru Versace Cristal noar, apă de toaletă. Nu știu de ce eu resimt multe similitudini și nu este vorba strict de cardamomul de aici, cu toate că, nu știu, ori treaba cu smochina din Versace, smochina și cardamomul ce se regăsesc și în parfumul de la BDK. Ori nu știu, dar aroma sa în sine mă duce în acea zonă. Ok. V-am dus de la Crăciun la prietena mea, la BDK și așa mai departe. Ultimele două, dar nu cele din urmă. Vom vorbi despre un parfum recent apărut anul acesta. V-am mai vorbit eu și în clipul acesta despre el. Da, Star de la Mobusan. Și acesta, din nou, un parfum foarte abuzat de mine. Foarte abuzat. Și, din nou, am văzut și eu treaba cu prețul de pe Notino Și, cum spun eu, Doamne, cum este! Doamne, Dumnezeule! Este de râs dacă nu ar fi de plâns. Adică, nu știu. Înțeleg și eu până la urma urmei că e piața și că fiecare cum prinde ocazia, dar nu știu. Parcă mi se pare mult prea mult. Mult prea mult. Eu l-am achiziționat de pe site-ul celor de la Parfimo cu 110-120 de lei pe undeva pe acolo. Revenind la parfum avem aici o smochină dulce și zemoasă. Deci resimt în deschiderea acea smochină din plin și îmi place. Este combinată cu o vanilie pudrată, avem și praline, avem și boabe tonca și pe parcursul dezvoltării sale, acest star prinde apucături, cum spun eu, din bezelele afumate din By the Fireplace. Da? resimt acel iz de bezele afumate fără a resimți acel iz de lemne arzând, da? Deci resimt strict partea dulce, ușor gurmandă din By the Fireplace. Nu resimt treaba cu fumul, că știu că multe dintre voi nu prea sunteți neapărat fane By the Fireplace. Derajându-vă fix acea notă de fum Dar nu, star de la Mobusan În afară de acea smochină delicioasă și acea vanilie frumoasă Are doar partea aceea de smochină De bezele afumate din By The Fireplace Bine că nu am mai spus Marapara ca în videoclipul precedent Bun, ultimul, dar nu cel din urmă Este... Um, Parfumul de suflet al prietenei mele Andreea, dacă mă vezi, te pup și te iubesc, și un parfum cu o mare însemnătate, din nou și pentru mine. Parfumul cel port astăzi, Jungle Elephant de la Kenzo. Da, nu foarte mult, dar s-a băut și el. Da. Acesta este o creație a domnului Ropion și dacă spunem creația domnului Ropion, nu știu ce am mai avea de adăugat. Este un clasic, este un nemuritor, Andreea mea îl poartă cu succes în orice zi, în orice anotimp, da? inclusiv vara. Ei bine, pe mine nu face chimie vara. Însă îl pot purta toamna, iarna și primăvara până aproape pe, pe final, da? Dar vara nu. nu, nu dă bine pe mine. Aici avem acea operă de artă oriental picantă, da? Deci, pur și simplu ador acest parfum. O mulțime de cuișoare, cardamom, condimente. Toate frumos așezate pe un pat de paciuli. Din nou, cardamomul de aici, cu ișoarele de aici, pentru mine țipă uh, Bosfor, țipă Turcia, dar pe mine mă duc în altă parte. Uh, în general, nota condimentată de aici, tenta condimentată, pe mine mă duce în Turcia. Are acel iz de desert middle Eastern. Da? Chiar dacă vine de la casa Kenzo, chiar dacă este un parfum clasic, acum nu vreau să înțelegeți, nu știu, nu vreau să vă simțiți jignite dacă iubiți Kenzo Jungle, în schimb detestați parfumurile Middle Eastern. Eu pur și simplu așa percep acest parfum. Are un, un subton ușor gourmand pentru, nu știu, Poate pentru voi nu, din nou, ajung la același subiect. Însă, mă duce cu gândul la deserturi turcești. Da, fix treaba asta, cardamom cu ișoare, mie îmi da acel iz ușor gurmand Middle Easter. Este acel clasic al anilor 90, este acel parfum altfel din toate punctele de vedere. Am înțeles că și el la rândul lui a suferit câteva amputări, însă în momentul de față habar n-am. Ce beci am eu, nu am verificat. Eu una sunt mega, mega, mega mulțumită de performanțe și cu siguranță l-aș cumpăra din nou. Am acum sticluța mare. Auzisem la un moment dat zvonuri că ar fi fost discontinuat, E drept o perioadă, nu a fost de găsit pe site-uri, acum am văzut că a reapărut din nou. Eu am achiziționat sticluța aceasta undeva în vară, deoarece în toamnă anul trecut am terminat sticla mea veche de Kenzo Jungle și exact cum v-am spus, de fiecare dată când o să-l termin, tot de atâtea ori îl voi cumpăra. De fiecare dată, pentru că îl iubesc. Cam atât pentru astăzi, un video ușor mai haotic decât de obicei. Um, dacă ați rămas alături de mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Vă aștept cu mare drag în secțiunea comentarii să-mi spuneți și mie ce parfumuri din categoria designer de data aceasta preferați pentru luna decembrie, da? pentru, eu știu, pentru sărbătoarea Crăciunului, pentru Revelion și așa mai departe. Nu uitați de abonare dacă nu ați făcut o până acum. Contul meu de Instagram veți avea link în bara de descriere, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook Frag Family cu și despre parfumuri. Apropo, acel grup nu este făcut pentru a mă promova eu pe mine, da, ci pentru a discuta, pentru a împărtăși opinii, da? Indiferent că îți place Middle Eastern, că îți place designer, că îți place nișa, ești bine venit acolo. Da? Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline de parfum. V-am pupat! Zvonena,